Nu cred că este cineva în locul acesta care să nu-și fi făcut niciodată un plan în viață. L-am aici în dreapta mea pe David, un băiețel. Nu știu câți ani are precis. Dacă l-aș întreba ce vrea să se facă atunci când va fi mare, precis are un plan. L-am mai întrebat și de asta spun locul acesta chiar și cei mai dezorganizați oameni au momente în viața lor, sau cei mai spontan, dacă vreți, când își fac planuri. Și fiecare dintre dumneavoastră, dacă vă depănați istoria vieții dumneavoastră, veți descoperi că aveți o sumedenie de planuri pe care le-ați făcut în viață. Planuri de concediu, planuri de școală, planuri de căsătorie, planuri de afaceri. nu e așa? Ca asta e viața noastră și avem impresia că dacă facem proiectele acestea, formate din operații care se succed unele după altele, să ducă spre un scop, vom reuși să ajungem acolo la scopul acela. Spun asta pentru că în această dimineață avem în fața noastră un om care și-a făcut planuri. Și planul acesta lui era să îngrădească cumva expansiunea asta a mișcării creștine. Sau dacă poate să o stopeze, să o termine cu creștinii. S-a dus la mari preoți, a cerut scrisori, a pornit în călătorie spre Damasc, se gândea că ajunge acolo și începe vânătoarea și îi prinde pe creștin și aduce legați la Ierusalim. Făți mei, vă întreb, vi s-a întâmplat vreodată să nu vi se împlinească planurile pe care le-ați făcut? Vi s-a întâmplat? Nu odată. Și dacă a stat să analizați de ce nu vi s-au împlinit planurile, poate că erau motive obiective, s-ar putea să nu fi perseverat în împlinirea planurilor, să se fi schimbat condițiile, să vă fi maturizat, alții să vă fi influențat să nu le îndepliniți și să vi le schimbați. Dar v-ați gândit vreodată că s-ar putea, frații mei, Serios, gândiți-vă. Ca Dumnezeu să vă strice planurile. V-ați gândit? Și dacă nu v-au ieșit planurile sau nu ne-au ieșit planurile, nu pentru că n-am perseverat, nu pentru că s-au schimbat condițiile și toate planurile au căzut peste cap, Dumnezeu din cer a intervenit să le strice. Vă întreb, dacă Pavel sau Saul acesta n-a reușit să-și ducă la îndeplinire planurile, de ce nu? nu era perseverent? n avea autoritate cu el, avea. A intervenit Domnul din cer să-i strice planurile. E adevărat, frații mei? Domne, dar de ce vrei tu neapărat uneori să ne strici planurile? De ce? În loc să ne ajut să ne le ducem la îndeplinire. Face cumva asta parte din pedagogia lui Dumnezeu? Vine Dumnezeu câteodată să ne strice planurile pentru că vrea El să ne învețe ceva? De ce Dumnezeu le interviu uneori să ne strici planurile? Vreau să predic cu ajutorul Domnului în ziua de astăzi despre ziua în care Domnul ne strică planurile. Și aș vrea să învățăm ceva de aici. S-ar putea mâine să ne le strice Dumnezeu, sau poi mâine. S-ar putea să ne, ni le fi stricat ieri și să nu fi știu de ce. Doamne, de ce ne strici planurile? Vă întreb, avea Domnul din cer un motiv atunci când a intervenit să strice planurile lui Saul din Tars? Avea un motiv. A fost bine că i-a stricat planurile. A, poate zicem nu a fost bine pentru Anania și pentru celălalt din Damas, că nu i-a mai vânat omul ăsta. Nu, nu, a fost bine pentru el, pentru Saul. pentru ceilalți altă poveste. Are Dumnezeu metodele lui să-i protejeze pe el lui. Dar pentru Saul a fost extraordinar de important, vital, că a intervenit Domnul din cer să-i strică ce planurile și s-ar putea mulți din locul acesta să fiți aici. Pentru că într-o zi Domnul v-a stricat planurile și n-ați fi fost aici. Ziua în care Domnul ne strică planurile, dragii mei, o face Domnul. Pentru că s-ar putea uneori, și ascultați-mă bine, numai așa să recunoaștem rolul lui Dumnezeu în universul vieții personale. Dacă n-ar interveni Domnul sau dacă n-ar fi intervenit Domnul în viața lui Saul să-i strice planurile, niciodată omul ăsta n-ar fi priceput cu adevărat cine e Isus care e rolul lui Isus Sau al Domnului? Vreau să vă întreb, dragii mei, ce înseamnă Domnul pentru dumneavoastră? Pentru noi. Ce înseamnă Dumnezeu pentru noi? Sau pentru lumea în care trăim? Sau pentru țara asta creștină în care trăim, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă Domnul, frații mei, pentru lumea asta creștină în care trăim? S-ar putea să nu semne pentru unii mai mult decât un element de decor. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar ascultați-mă bine. S-ar putea să fie pentru foarte mulți Personajul care să ne creeze sărbători. E decor. Și putem să ne oprim din muncă pentru că avem Crăciun, să ne oprim din muncă pentru că avem Paște, sau avem cine știe ce altă sărbătoare, din cauza lui. Sau s-ar putea, pentru alții, să fie personajul la care să ne ducem când avem probleme. Și vă întreb, dumneavoastră, obișnuiți? Să alergați la Dumnezeu când aveți probleme? Vă duceți? E în sângele nostru de creștin. Când ne depășesc puterile, problemele, ne ducem la altul care e mai puternic și descoperim că în stânga și în dreapta sunt oameni la fel de slab decât noi, la fel de slab ca și noi. Atunci ne uităm în sus și zicem, Dumnezeule, Tu ești mai puternic decât noi, ajută-ne! Și ne rugăm lui Dumnezeu. Am văzut, am văzut, ascultat zilele trecute cum niște studenți erau ridiculizați cumva că se roagă lui Dumnezeu să fie ajutați la examen. Și ziceau cei care discutau subiectul acesta, ăștia în loc să învețe, stau să se roage lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar veni să ajute la examen. Ei, uitați, sunt exemple că Dumnezeu ajută la examene. Nu? Că Dumnezeu zice Biblia asta, este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Îl să pe Dumnezeu pentru că este asta pentru noi. Dar știți că El este ceva mai mult? Știți? Și Saul a descoperit asta doar în ziua în care Domnul i-a stricat planurile. Știți ce a descoperit? Că Domnul ăsta este stăpân. Frații mei, vă întreb în această dimineață: este ăsta rolul Domnului pentru viața mea și pentru viața dumneavoastră? Am înțeles, ne face sărbători. Am înțeles că e un personaj în istorie. Am înțeles că este unul la care mă duc să mă ajute, dar este el stăpân? Este rolul ăsta în viața mea? stăpân? Și îți strică într-o zi Dumnezeu planurile. Planurile peste care ai crezut că tu ești stăpân. Ca să-ți demonstreze că El este stăpân. Și ai vrea să o iei în stânga și nu poți. Și ai vrea să i iei și nu poți. Și ai vrea să mergi în față și nu poți, să te întorci înapoi și nu poți pentru că nu-ți dă voie cel care este stăpân peste toate lucrurile. Adică Dumnezeu. Și în nevoie, nu neapărat să te duci la biserică. Te-ai dus 20 de ani la biserică și n-ai priceput că El este stăpân. Și într-o zi îți dă planurile peste cap și ți le strică. Să descoperi că e stăpân peste planurile tale. Dumnezeu din cer. Stăpân peste planurile tale. Și ce ai de făcut atunci? În ziua în care descoperi că El este stăpân, începi să te deschizi, să accepti planurile Lui pentru tine. Extraordinar de important lucrul acesta. Până atunci ți l-ai făcut tu. N-ai ținut cont de planurile Lui. Și vine într-o zi și ți le strică și te deschizi să accepti planurile Lui. Deci, Spune Sfânta Scriptură că Petru, Iacob, Ioan, Andrei, unii erau a pescuit, alții la a cârpit mrejele. Aveau planurile lor. Și a trecut Domnul pe lângă ei și a zis, veniți după mine. Dar am de mrejele. Am deprins pește. Vă întreb, oamenii ăștia au fost Dispus să li se strice planurile, să accepte planurile pe care le pune înainte Domnul. Au fost dispuși la asta. Sau în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că Elie a trecut pe lângă un ogor. Elisei era cu a 12 pereche de boi și ara. Și a pus mântia pe umeri. Vă întreb, în momentele acestea, omul ăsta a fost dispus să îi se strice planurile? Am de arat. Asta e munca mea. Nu, nu. În momentul acela a acceptat planurile Domnului și a zis, lasă-mă să mă duc să-mi iau, iau rămas bun de la ei mei și vin și te urmez. Voi fi în slujba ta sau în slujba Domnului. Că în momentul acela când știi că e un stăpân peste noi și peste planurile noastre, zici, Doamne, care-i planul Tău cu privire la mine? Vă întreb, ați descoperit acest plan? Dar se mai întâmplă ceva. Momentul în care descoperi că Domnul este stăpân peste tine și planurile tale, încep să te disciplinezi la ceva ce n-ai făcut până atunci. Și eu și Dumneavoastră trebuie să ne disciplinăm. Știți ce anume? Să ne ducem planurile noastre la avizat la Dumnezeu. O faceți? Că nimeni nu spune, dragii mei, că noi să nu facem planuri. Să nu ne gândim, să nu ne stoarcem mintea, să punem întrebări ce am de făcut. Problema este că aceste planuri pe care le stoarce mintea mea să le duc la avizat la Dumnezeu. Știți, zice Iacov în Nou Testament, voi care ziceți mâine. Dar zic, Doamne, avizezi Tu cumva ziua de mâine pentru mine? ne vom duce în cutare cetate. Doamne, avizezi tu cumva călătoria asta spre cutare cetate? Vom sta acolo un an de zile și vom face o negustorie. Doamne, avizezi tu cumva perioada asta de business de un an de zile pe care mi-am proiectat, o avizez și -o spune acolo, vom face un negoț, vom câștiga. Doamne, avizezi tu să câștig? așteptăm avize de peste toate părțile să ni se avizeze planurile. De ce n-am vrea să ni le avizeze Dumnezeu? Voi ar trebui să ziceți, spune Iacov acolo, dacă va voi Domnul, adică dacă Domnul îmi avizează planurile. Nu aflu asta că e nevoie să mi le avizeze El decât atunci când vine să-mi strice un plan, să mai strice încă unul, să mai strice încă unul și să descoperi, Doamne, am nevoie să mă vizez Tu planurile. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când descoper că Dumnezeu este stăpân peste mine și peste planurile mele și mă deschid pe planurile Lui și mă duc cu ale mele la avizat, sunt pregătit să mă închin lui Dumnezeu chiar și atunci când îmi strică planurile. Avem tăria să o facem, frații mei. Vă întreb, în ziua aceea când s-au întâmplat nenorocirile unele după altele în viața lui Iov, i s-au stricat planurile sau nu i s-au stricat? Planurile de afaceri, dacă vreți, planurile de familie, dacă vreți, planurile de viitor, i s-au stricat sau nu i s-au stricat? Când vine unul și spune, uite, cămile nu mai ai, boi nu mai ai, copii nu mai ai, Adică toate planurile acelea frumoase pe care tu le-ai încropit în mintea ta cu privire la tine, la afacere, la familie, te gândeai la un viitor fericit, dintr-o dată s-au năruit toate, s-au dat peste cap. Ai tăria să te închin lui Dumnezeu? Sau n-ai tăria să te închin lui Dumnezeu? A zis Iov, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat! Am citit recent despre o situație în care Consulitorul Lui Dumnezeu a predicat în Biserica Domnului, o predică. Când s-a sfârșit slujba, au venit la el două persoane, soț și soție, și ea a zis, după ce, mă rog, au spus câteva cuvinte de apreciere despre predica aceea, a zis ea către el, frate păstor, vreau să preciez faptul că azi ați zâmbit la predică. Și a Mulțumesc. Nu, nu, serios. Apreciez că ați zâmbit la predică astăzi. Mulțumesc, a zis păstorul din nou. Și a zis ia, femeia asta, nu, nu, se pare că nu înțelegeți. A, chiar apreciez că ați zâmbit. Și uitați de ce. Eu am trecut printr-o experiență, acum șase luni de zile. Într-un accident de circulație mi-a murit fica, 17 ani avea. Și mi-am zis atunci când mi-a luat-o Dumnezeu așa, niciodată nu o să mai pot zâmbi. Și am venit azi aici și am ascultat predica și v-am văzut zâmbind. Și știu că ați trecut printr-o situație asemănătoare cu a mea, v-ați pierdut la 18 ani fiul. Și am zis, dacă dumneavoastră ați avut tăria astăzi să zâmbiți, înseamnă că într-o zi și mie o să-mi dea Dumnezeu puterea să zâmbesc din nou. Dragii mei, pentru că accepți că Dumnezeu este stăpân peste toate planurile. Dragii mei, El controlează. Și ai tăria atunci când ți se dau toate peste cap. Familia aceea cu o fată de 17 ani, o adolescentă de 17 ani, sau păstorul ăsta cu un băiat de 18 ani, credeți că nu aveau planuri pentru copiilor? Aveau sau nu aveau dragii mei? Ca dumneavoastră toate s-au năruit toate. Și ai tăria într-o zi să zâmbești. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Dar doilea rând, Domnul ne strică planurile uneori pentru că numai așa uneori ne oprim din drumurile noastre. Ce ziceți Momentul acela în care Domnul i-a stricat planurile lui Saul a fost momentul în care l-a oprit Dumnezeu din drumul lui? A fost sau nu a fost, frații mei? Credeți că e nevoie unii dintre noi să ne oprim din drumurile noastre? E nevoie sau nu e nevoie? Dragii mei, nu se produc schimbări radicale în viețile noastre Uneori, dragii mei, prin faptul că mergem la biserică, deși ar trebui să se întâmple. Urmăresc cu foarte mare atenție în biserică, nu vă spun acum detalii, anumite lucruri în biserică aceasta, urmăresc de multă vreme. Și am o durere în suflet că sunt lucruri care nu se schimbă și ar trebui să se schimbe. Poate într-o zi o să vă spun mai multe. Și venim la biserică și ne cercetează Dumnezeu și ne rugăm și dă Duh de rugăciune și dă Duh încântare și dă Dumnezeu cuvânt din Scriptură și ne ducem și venim și ne ducem și venim la fel. Și uneori când Dumnezeu intervine și ne strică planurile, de-abia atunci începe schimbarea. Spuneți noastră dacă nu e așa. Când vine Dumnezeu și ne dă peste cap planurile, începem să ne schimbăm. Știți de ce? Că de-abia atunci ne schimbăm imaginea despre noi. Uitați-vă, creștinii din zona aceea ziceau despre Saul este om care face rele. Și omul ăsta zicea despre sine, o fac binele. Știți? că mânat de râvna asta se ducea el și la Ierusalim și la Damas și în toate împrejurimile, împrejurimile să facă ce făcea gândindu-se că face binele. Spuneți-le dumneavoastră copilul dumneavoastră că fac rău ce fac și o să înceapă să nu vă mai iubească. Spuneți unuia din biserica Domnului că face rău ce face și o să vă ocolească. Spuneți unui coleg de muncă, dragii mei, că face rău ce face și nu o să mai stea de vorbă cu dumneavoastră. Că nu sunt să se schimbe. Noi mergem bine, noi facem binele. Numai că vine Domnul și îl conștientizează pe omul acesta că ce face este rău. Tu, Saule, mă prigonești. Adică tu lupți împotriva Lui Dumnezeu, chiar dacă tu crezi că faci ce faci pentru Dumnezeu, tu ești împotriva Lui Dumnezeu. Adică ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. E expresia aici. Țepușul era acel instrument, dacă vreți, cu care uh, oamenii ajutau animalele de povară sau încercau să le motiveze să meargă, să le îmboldească să meargă înainte. Și când arunca cu piciorul înapoi, în țepușul acela, i-a arătat de fapt că nu acceptă voia stăpânului, vrea altceva. Se opun voie stăpânului. Ei și-a descoperit Saul din Tars atunci, dragii mei, că el este unul care luptă împotriva lui Dumnezeu, împotriva stăpânului. Că îl prigonește pe Domnul Iisus Hristos, prigorind biserica Domnului de fapt. Și în momentul acela ei s-au deschis ochii. Okay. Și a început schimbarea. Știți ce uriaș a fost schimbarea asta? Omul acesta are tăria după aceea să aibă părtășie cu oamenii împotriva cărora a luptat. Deci în aici a stat câteva zile. Da? Cu ucenicii în Damasc. Bine, dar tu nu te-ai dus la Damasc să ai părtășie cu ei. Să te roci cu ei, să vorbești cu ei, să te închin lui Dumnezeu cu ei. Nu pentru asta te-ai dus la Damasc. Te-ai dus să-i duci la pușcărie. Nu e schimbare uriașă asta? Tu să-i cauți, să-i vânezi ca pe niște păcători de rele și într-o zi să te prăbușești înaintea Domnului împreună cu ei, să slăvești pe Dumnezeu din cer și pe Domnul Isus Hristos. Dragii mei, nu este asta minunea lui Dumnezeu? Nu este asta schimbare? Eu spune fratele, unul cu despre o asemenea schimbare. Dumnezeu o face. Dar trebuie să-ți dea Dumnezeu peste ca planurile, să-ți le strice uneori, ca să accept schimbarea. Că vorba asta pe care noi o zicem copilor, sau când erau copii mai mici, dacă de vorbă bună, nu știi? Vine altceva, nu? Dacă de învățătură, peste învățătură, nu știm. Vine Dumnezeu să ne strice planurile. Să înceapă schimbările. Să ne îmblânzească Dumnezeu, cum l-am blânzit pe Saul să ne facă Dumnezeu ca niște miei sau ca niște oițe, dacă vreți, sau ca niște oi în turma Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al rând, în ziua când Domnul le strică planurile, o face pentru că uneori numai așa avem relație personală cu El. De deci, ce mei? Vreau să vă întreb, omul ăsta Saul din Tars era un om religios sau nu era? Foarte religios. Avea o religie la care ținea foarte mult. O religie pentru care era în stare să facă moarte de om. Așa de plin de era pentru religia lui. Vă întreb, în sala asta de aici, credeți că sunt oameni religioși? Dumneavoastră, cum vă considerați? Sunteți oameni religioși? Sigur că nu. Suntem, da? Dar întrebarea se pune nu cât de religioși suntem, ce suntem noi în stare să facem pentru religia noastră, pentru denominația noastră, pentru cultul nostru. Întrebarea este am sau n-am o relație cu Domnul? O relație personală cu Domnul? Am sau n-am? Și dintre sutele astea de oameni religioși din locul acesta, dragii mei, întrebați-vă, avem sau nu avem o relație personală cu Domnul? Și poate vă întrebați, ce înseamnă să ai relație? Relație personală înseamnă, dragii mei, contact, cunoaștere. Cunoaștere personală. Omul ăsta, Saul Intars, el știa pe Iisus din auzite. Nu era prima dată când auzea numele ăsta aici. auzit de multe ori. Că ni se spunea ceva mai înainte că el, Saul, stătea și păzea hainele. Marturul care se duceau să-l să condamne pe Ștefan și a fost acolo lângă haine când ăștia pentru numele lui Isus l-au dat la moarte pe Ștefan. A auzit despre Isus, știa din auzite. Dumneavoastră care sunteți în locul acesta, cât să știți pe Iisus din auzite? Că v-au spus părinții sau bunicii, sau învățătorii de școală duminicală, sau profesorii de religie la școală, sau predicatorii la biserică. Dacă ar fi să povestim istoria lui Iisus, relatată aici în Evanghelie, am ști să o, să o rostim fără greșeală. Unde s-a născut? Cine? Mama? cine a fost tatăl pământesc, pe unde a umblat, ce a făcut, am ști toate. Întrebarea este, dragii mei, nu dacă îl știu din auzite, îl știu în mod personal, am o relație cu el, am făcut cunoștință cu el. Că, dragii mei, Saul zice, cine ești tu? Adică, hai să facem cunoștință. Ați avut o zi în care să-i spuneți, Doamne, hai să facem cunoștință? Ați avut? În Vechiul Testament, în cartea Genesa, se spune despre o noapte în care Iacov a rămas singur. Era într-un într moment crucial din viață, planurile lui se clătinau pentru că știa că vine Esau acum, se întâlnea cu el și era teamă de Esau. Și a rămas singur și zice Biblia că a venit cineva și s-a luptat cu el. Până undeva spre revărsatul zorilor. Și acel cineva zice: Care-ți este numele? Hai să facem cunoștință. Și a zis: Iacov, numele meu e Iacov. Dar zice: Iacov, bun. Dar care numele tău? Hai să facem cunoștință. Și a zis acel ceva, acel cineva: Pentru ce-mi cer numele? Și este ceva important ce scrie acolo. Și la binecuvântat. Nu i-a spus numele. Dar a făcut cunoștință prin faptul că l-a binecuvântat. Înțelegeți? Și-a plecat șchiopătând de la întâlnirea aceea, Iacov, după ce a făcut cunoștință cu Dumnezeu, a zis, eu mă numesc Iacov, tu cine ești? Nu i-a spus numele, dar l-a binecuvântat. Vă dau un alt exemplu. În cartea judecător spune despre Manoah că a primit de la soția lui vestea că a venit un mesager și a spus la nu vei naște un copil și Manoac s-a rugat lui Dumnezeu să mai vină omul acela încă o dată. Și când era la câmp, a venit omul acela, nevasta a trimis repede după el la câmp, a venit acasă și a zis, auzi, ce să facem pentru copilul ăsta când se va naște? Și i s-a ce trebuie să facă. O auzi, oprește să-ți aduc jertfă. Și a zis, acel cineva. Spune Manoac, nu știa că e îngerul Domnului. A zis chiar dacă mai aduce, n-aș mânca, dar dacă vrea, adu o lui Dumnezeu. Și în momentul acela, când pregătea jertfa, Manu a zis: Care este numele tău? Hai să facem cunoștință! Vreau să te cunosc! Și atunci, îngerul Domnului, despre care el nu știa că este îngerul Domnului, a zis: De ce îmi cer numele? Numele meu este minunat. Și-a pus jertfa și în timp ce se înălța flacăra aceea, îngerul s-a urcat în flacăra aceea de foc și zice Biblia, Manoa a priceput că a fost îngerul Domnului. A făcut cunoștință. Deci mei, relație înseamnă cunoaștere. Cunoaștere nu din auzite, nu din poveste, nu din ce ne-au spus bunicii sau străbunicii, deși sunt importante mărturile. Cunoaștere este să stai în moment să faci tu cunoștință cu El. Să stai în, în, în odăița ta sau în biserica ta sau cine știe unde, să stai să zici, vreau să fac cunoștință cu tine, vreau să te cunosc. Asta înseamnă relație. Și Saul a zis, Doamne, vreau să fac cunoștință cu tine. Și a zis Isus, eu sunt sus. pe care tu îl pregănești. Dar relație nu înseamnă doar cunoaștere, relație înseamnă și timp, să petreci timp. Și uitați-vă, dragii mei, omul acesta, trei zile, a petrecut timp. Cum a petrecut timpul ăsta? A, că n-a mâncat și n-a băut nimic, adică zicem noi apostit, e una. Dar a petrecut timpul ăsta într-un dialog, care dintre dumneavoastră a stat trei zile și trei nopți în dialog cu Dumnezeu din cerul? Care? Dialog înseamnă tu să spui și El să spună. Și -o spune Sfânta Scriptură aici ceea ce spunea de dimineață, Saul a început să se roage, adică să-i vorbească Domnului. Și vă întreb, Domnul i-a trimis ceva mesaj? I-a răspuns? Că dialog înseamnă tu să spui și el să spună. I-a trimis Domnul vreun mesaj? Zice scriptura aici, Domnul zice lui Luanania, du-te că se roagă și a văzut în vedere pe un om numit Anania care merge la el, se roagă să-și capete vederea. Ăsta ce trimite Dumnezeu din ceruri. E răspuns de la Dumnezeu, nu? Tu spui lui Dumnezeu, Dumnezeu, spune-ție. S-ar putea nu totdeauna într-o vedenie. Spunea psalmistul în Vechiul Testament, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Asta e dialog. De foarte multe ori, dragii mei, relația noastră cu Dumnezeu nu e altceva decât un simplu monolog. Ne rugăm când avem probleme și tot spunem și tot spunem și tot spunem și nu ne mai oprim să spună și Dumnezeu ceva. Sau atunci când spune Dumnezeu ceva, nu avem timp să mai ascultăm ce zice Dumnezeu. Relație înseamnă cunoaștere. Fă cunoștință cu Domnul în mod personal. Relație, dragii mei, înseamnă dialog, să stai, să petreci timp cu el, să vorbești cu el și el să vorbească cu tine. Dar relație mai înseamnă ceva și poate după asta mă opresc. Relație înseamnă încredere reciprocă. Câți aici oameni căsătoriți? Ce-ar fi familia dumneavoastră dacă n-ați avea încredere reciprocă? Soția să aibă cât de cât încredere în soț și soțul să aibă cât de cât încredere în soție. Ar fi familia, familie. Ați putea avea o relație. Se, se duce relația, se strică. Relația înseamnă încredere. Și vreau să vă întreb, dragii mei, între noi și Domnul, între noi și Dumnezeu, trebuie să existe această încredere sau nu trebuie să existe? Dumneavoastră, chiar vă încredeți în Dumnezeu? Vine aici Domnul și zice, uite, ce planuri am eu cu privire la Saul. E un vas, l-am ales, se va duce, va duce Evanghelia asta la împărați, la neamuri, la noroadele lui Israel. Se putea Saul din Tars încrede în planul ăsta al Domnului, că Domnul va duce la îndeplinire? Se putea? Trebuia să aibă încredere sau în Dumnezeu. Dacă a intrat într-o relație personală, trebuia să aibă încredere. Fățime. În cartea asta lui Dumnezeu stă scris așa. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Poți să te încrezi în Dumnezeu că e adevărat asta. Amin că suntem în Biserică dar când îți spune medicul un diagnostic care te îngrozește. Te mai poți încrede că Dumnezeu e cu tine? Dar atunci când îți falimentează firma. Dar atunci când ai un accident în viață. Mai este adevărat cuvântul ăsta? Iată eu sunt cu tine în toate zilele. E adevărat, frații mei. Dacă sunt într o relație cu Dumnezeu din cer, mă încred în El. Orice s-ar întâmpla. Avem noi o cântare pe care o cântăm. Asta a făcut Iov în ziua când Dumnezeu i-a stricat planurile, când l-a dat pe mâna diavolului. A stat înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, știind că Dumnezeu e Dumnezeu. Te poți încrede în Dumnezeu și atunci când s-au dus toate afacerile, și atunci când s-au dus copiii, Dumnezeu este Dumnezeu. A, că nu știu de ce se întâmplă, că am întrebări și caut răspunsuri, e altă poveste, dar Dumnezeu este Cel ce a zis că este. Sunt cu voi. Dar o relație nu înseamnă o încredere unilaterală. Înseamnă o încredere reciprocă. Știți că Saul sau Pavel, dacă vreți, a zis despre ține, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit vretnic de încredere. Să mă pună în slujba lui, adică spunea fratele să mă încredințez Evanghelia. Dacă sunt într-o relație cu el, eu mă încred în el, dar și Dumnezeu se poate bizui pe mine. Frații mei, mă răscolește pe dinăuntru gândul acesta. Se poate bizui Dumnezeu pe mine că ce mi-a încredințat voi folosi după planul lui? Se poate? Dumnezeu m-a găsit vrednic de încredere să mă pună în slujba Lui, să mă încredințez Evanghelia. Adică Dumnezeu a știut că voi face cu Evanghelia ce trebuie să fac. O voi trăi și apoi o voi transmite și altora. Dragii mei, se poate încrede Dumnezeu în noi, în biserica asta de aici. Că facem ce trebuie să facem cu talentul ce ne-a dat, cu cei doi talanți, cu cei cinci talanți, cu Evanghelia, cu statutul de fiu al lui Dumnezeu, copia lui Dumnezeu. Se poate încrede Dumnezeu în noi? Făți-mi, Dumnezeu ne strică uneori planurile. Ascultați-mă bine, tocmai pentru că numai așa putem intra într-o relație cu El. Avem religia noastră, avem programele noastre, avem sărbătorile noastre, avem slujbele noastre dar s-ar putea să nu avem o relație personală. De 20 sau 30 de ani ne tot ducem la biserică și nu avem o relație cu El. Că n-am făcut niciodată cunoștință în mod personal. L-auzim din vorbele predicatorilor sau ale învățătorilor sau profesorilor și n-am făcut cunoștință cu El. Nu credeți că ar fi vremea să facem cunoștință? Haideți să stăm ridicați în picioare. Să ne rugăm Lui Dumnezeu. Și frații mei, dacă Dumnezeu a stricat cuiva planurile, cred că e momentul să aprofundăm subiectul acesta în dreptul nostru și să vedem ce vrea Dumnezeu să învățăm de aici. Vrea să învățăm cumva că e stăpân peste noi și peste planurile noastre? Vrea să producă schimbări, că altfel nu s-au produs schimbări? Vrea Dumnezeu să avem o relație, că am avut destul religie. Vrea să avem o relație cu El? Dragii mei, cred că e momentul să ne analizăm în rugăciunea aceasta. Au mai sosit și două bilete, și pentru cauzele de pe aceste bilete ne rugăm Domnului, pentru sora Nila, pentru Anica Nilaș, să ne rugăm Domnului foarte bolnavă, și pentru sora Maria și copiii ei să ne rugăm Domnului. Și ne rugăm și pentru ceea ce am spus mai înainte. Stăm înainte, Domnule, rugăciune.